Salariul minim brut ar urma să crească din nou, chiar de la 1 ianuarie. Senatorii au modificat proiectul privind introducerea așa-numitului salariu minim european. Iar astăzi vor acorda și un vot în plen. Primim detalii de la colegul meu, Octav Vasilescu. El a urmărit acest subiect. Bine te-am regăsit, Octav. Cu cât ar putea să crească de la 1 ianuarie salariul minim brut? Bun găsit! Senatorii au încheiat astăzi dezbaterile privind proiectul de lege prin care s-ar introduce acest salariu minim european. Este o transpunere a directivei venite de la Bruxelles, iar proiectul a fost inițiat în această vară de către guvern și ar trebui dus la promulgare până la finalul lunii octombrie. Proiectul va fi votat astăzi în plenul Senatului, iar mai apoi va merge la Camera Deputaților, care este și for decizional pentru acest subiect. Cât despre salariul minim de la 1 ianuarie, acesta ar urma să crească cel puțin la valoarea de 4.100 de lei brut, adică undeva în jurul sumei de 2.450 de lei net, ceea ce înseamnă aproape 200 de lei în plus pentru angajații plătiți cu salariul minim, dar suma exactă o vom afla undeva la jumătatea lunii noiembrie, deoarece guvernul va trebui până pe data de 12 noiembrie să vină cu o hotărâre de guvern prin care să explice foarte clar mecanismul prin care va fi calculat salariul minim european în țara noastră începând de anul viitor, deoarece valoarea acestuia ar trebui să fie undeva în jur de 50% din salariul mediu brut pe țară. Și tot atunci vom afla și suma exactă la care va crește salariul minim începând cu anul următor. Prin modificările aduse astăzi în comisie știm cu siguranță că salariul minim va crește de la 1 ianuarie și guvernul va trebui acum să-și facă calculele, chiar dacă ne aflăm în anul electoral, și să vină cu hotărârea de guvern în perioada următoare, iar de la 1 ianuarie vom avea așadar o nouă creștere a venitului minim în țară.